găsit, doamnelor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi. Ne aflăm în comuna Polovragi la dialogul social de astăzi. Realizăm un interviu cu domnul primar Gheorghe Epure pentru a afla care sunt investițiile la care se lucrează în această perioadă, dar și care sunt proiectele de viitor. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bun venit în Polovragi! Ca investiții, continuăm unele proiecte vechi, avem și proiecte noi. Dintre proiectele vechi sunt cele finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, Ordonanța 28, asfaltarea unor drumuri sătești și comunale din satele Polovraj și Racovița și extinderea rețelei de canalizare a apelor uzate. Ca investiții, noi suntem la finalizarea unui proiect de asfaltare drumului de acces în comunitate și un drum sătesc. Iar acum urmează să depunem cereri de finanțare pentru înființarea unui sistem de alimentare cu apă în cătunul Rudărie și înființarea unui sistem de depurare a apelor uzate în satul Racovița și sudul satului Polovragi. Acesta va fi depus până pe data de 26 spre finanțare pe PNDR, Programul Național de Dezvoltare Rurală a Fircava. De asemenea, avem pregătit și așteptăm deschiderea sesiunii pentru modernizarea unor drumuri sătești și comunale tot prin PNDR măsura 7.2. În același timp avem pregătite și așteptăm deschiderea sesiunii pe PNDR pentru modernizarea drumurilor de exploatație agricolă. Tot pentru deschiderea sesiunii așteptăm cu un proiect pentru dotarea și modernizarea și dotarea cămării culturale și dotarea ansamblului folcloric Cheile Oltățului cu costume și instrumente muzicale. Așteptăm semnarea contractului cu AFIR Craiova pentru proiectul grădiniță cu program prelungit în comuna Polovragi. De asemenea, avem un lucru, mai multe proiecte privind centre multifuncționale în satul Polovragi și în cătunul Rudărie, unde funcționează grădinițele. Și avem în vedere modernizarea acestor clădiri și izolarea termică a acestora. La grădinița Racovița se va construi și o încălzire centrală, iar la grădinița din cătunul Rudar este această încălzire funcțională. Am semnat un contract de parteneriat prin care vom face un mic părculeț la grădinița din cătunul Rudar și în satul Racovița, la grădinița din satul Racovița. De asemenea, așteptăm deschiderea sesiunii pe Galparâng, sesiunile de finanțare pe Galparâng, pentru înființarea unei camere frigorifice de conservare, să zicem, a fructelor de pădure, dar și a căpșunilor. Este un proiect care generează controverse vis-a-vis de administrare, pentru că pentru administrația publică este o sarcină destul de greoaie și nu se regăsește în activitățile administrației publice. Sperăm să găsim să putem construi un parteneriat public-privat pentru a duce la bun sfârșit un asemenea proiect. E un proiect ambițios și în același timp sustenabilitatea dă multă căutare nouă și celor care se ocupă de partea juridică. Ar fi minunat pentru locuitorii din Polovraj dacă se face așa ceva. Ar fi o soluție foarte bună pentru rezolvarea problemelor vis-a-vis de negocierea prețului la căpșuni, special cu acei intermediari. Pentru că țăranul este de multe ori supus presiunii să lase căpșunile mult sub prețul pieței și mult sub prețul. Deci, practic, în anul acesta, producția de căpșuni, întreaga activitate agricolă la cule, producția de căpșuni a fost, n-a produs venituri, ci din potriva a produs pagube. Cauza inundațiilor, căpșunile s-au și stricat, sunt perisabile? S-au și stricat, dar este o marfă perisabilă, nu poate rezista. Și asta am avut în vedere prin acest spațiu de depozitare frigorific. Posibilitatea de a le putea păstra 2-3 zile în scopul negocierii prețurilor la un nivel rezonabil cu acești intermediari.
Asta pentru căpșuni și pentru fructele de pădure, ce soluție există? De pădure există o soluție semnată cu un ONG, un protocol încheiat cu un ONG de rom care va veni să subvenționeze la fel construirea unei mici camere frigorifice, să-și poată depozita acolo aceste fructe, afine și tot ce ține de aceste fructe care sunt perisabile, dar gândim și la o linie de procesare. Iarăși, un proiect ambițios și în scopul ăsta intenționăm să găsim persoane care să fie dornice să se asocieze și să-și dea mâna. Nu sunt o persoană care se îndoiește de capacitatea de asociere, dar este nevoie de oameni care să aibă disponibilități de asociere. Și oamenii nu au această disponibilitate? Există oarecare reținere în a privi asocierea și cred că trebuie să pășim peste aceste reținere, să depășim aceste mici praguri, pentru că până la urmă de-aia și suntem lăsați să trăim în comun, să ne ajutăm unii pe alții. Dumnezeu, dacă voia făcea lumea asta, ne lăsați izolați și trăiam izolați, dar faptul, omul este o ființă socială și trebuie să se regăsească în societate, să fie social. Da, oamenii au rămas cu ideea aceea de asociație dinainte de 1989 și de acolo poate reticența. Cu siguranță de acolo se trage totul, cu siguranță de acolo, pentru că vedeți, am mai făcut câteva întoarceri în timp și m-am gândit și la pilda cu Moșul în Roată și Unirea. Când au trebuit să ridice piatra toți, Moșul în Roată totuși a pus o întrebare, dar zice, bine cu coane, dar numai noi am ridicat, tu te-ai uitat la noi. Și același lucru se pune și acum. Dacă te duci să mobilizezi, noi facem, dar tu te uiți. Și trebuie cumva ca împreună să facem. Trebuie găsit o modalitate ca să muncim împreună, pentru că altfel chiar se naște această întrebare, dar numai noi și tu te uiți. Da, dar sunt și foarte multe avantaje, subvenții de la APIA, e mult mai bine dacă s-ar face aceste asociații. Ar fi o rezolvare benefică și asta ar deschide alte oportunități, cu siguranță se vor deschide alte oportunități. Mulțumesc. Revenind la proiectele la care lucrați în această perioadă, dacă ne puteți oferi mai multe amănunte, rețea de canalizare, rețea de apă potabilă, vorbați de stație de purare? Da, proiectele viitoare au în vedere cumva și relocarea acestei stații care o avem, care funcționează în prezent. Este amplasată în zonă, în apropierea gospodăriilor. Prezintă disconfort în lunile călduroase. Iar pe fondurile europene n-am reușit să găsim trecere pentru că este neeligibilă cheltuiala pentru un sistem de dezodorizare. Era o rezolvare temporară de pentru 10-15 ani cu acest sistem de dezodorizare, dar era o rezolvare bună și aducea acel confort gospodărilor din jur. Tocmai de aceea gândim la faptul, pe lângă faptul că ceea ce este acum deja are 5 sisteme de pompare, iar relocând și ducând undeva în sudul comunei, se va renunța, dacă va rămâne un sistem sau două de pompare, ceea ce conferă, reduce substanțele de cheltuieli. Sunt investiții pretențioase, sunt investiții care mobilizează întreg colectivul. Sincer, îmi pare rău și de ei și de mine de câtă muncă a fost, pentru că s-a ajunsese la o bulversare, sunt toți împărțiți, angrenați, pleacă după avize, perioada este foarte scurtă, fiecare și are și angajamente familiale, dar și cele de serviciu, și dar nădăjduiesc în ajutorul lui Dumnezeu și în puterea lor de a se reface și de a continua. Este greu, a fost un start destul de rapid și de impetuos, pentru că asta ni s-a... A fost termenul scurt de depunere. Vedeți, au fost alegerile, depunerea mandatului a început în iulie, a fost foarte scurt totuși și alergarea a fost continuă. Termenele de depunere a cererilor de finanțare se apropie de scadența acum. Ceea ce a necesitat un ritm foarte alert și foarte obositor. Bănuiesc că ați mai avea nevoie de angajați în primul rând, de funcționari publici, de specialiști. Fără, dar și poate. Cât ați mai avea nevoie? Că eu, din punctul meu de vedere, zic că 3-4 persoane, dar 3-4 persoane să fie specialiști pe investiții și dornice de a
a construi, nu nici de a alerga și așa ducea portul. Pentru că până la urmă asta e menirea noastră a fiecăruia. Suntem datori să dăm tot ceea ce avem bun. Și zic eu, fiecare dă ce are bun în el, în viața aceasta. Și așa, așa trebuie să facem. Sunteți pregătiți pentru sezonul rece, pentru iarna? Da, drumul județean traversează de la sud, de la sud-vest, de la sud-est la nord-est comuna Polovragi, dar este încredințat unei firme pentru dezăpezire, dar întotdeauna noi ne-am adus aportul prin desemnarea unor persoane care să împrăștie material antiderapant. Deci fiecare primar înaintea mea a procedat așa și el, cu siguranță și noi vom proceda la fel. Am avut persoane desemnate care să arunce material antiderapant în pantele de pe acest drum, pentru că este un drum foarte circulat și atât de mijloace de transport în comun, cât și de mijloace de transport autoturisme și autoutilitare. Deci încercăm să asigurăm o oarecare siguranță circulației din localitate și în sezonul rece. Ne-am mobilizat, domnul viceprimar și-a luat măsurile de prevenție și la drumurile din interiorul comunei. În zilele astea se ocupă de nisip, de transportul de material. Sare mai avem în depozit și urmează să mai aducă o cantitate de sare care să fie pusă în acest material antiderapant. Deci nu ne va surprinde și urmează să mai contractăm, noi avem două utilaje în dotare, să mai facem un contract sezonier cu două, trei firme din localitate care să intervină în cazul în care capacitățile de mobilizare atunci vor fi depășite. Căldură în școli, în unitățile de învățământ? Da, la școala Polovragi avem a fost o mică problemă cu centrala termică. Am achiziționat o altă nouă de putere calorică mai mare și este rezolvată. La fel și la primăria Polovragi, centrala termică a căzut, urmează să o schimbăm, am achiziționat, urmează să o înlocuim zile viitoare. Sunt aprovizionat unitățile de învățământ cu lemne și cu cărbune, deci cu combustibil solid, la fel și la primărie. Nu există probleme din acest punct de vedere. Acum intenționăm, s-a acordat o subvenție pentru achiziționarea unei centrale termice la biserica din satul Racovița, la biserica nouă din satul Racovița. Cea veche era depășită ca și volum de aer și nu conferea în sezonul rece temperatura optimă pentru a putea să desfășure activitatea acolo la biserică. Vorbesc de slujbele care se desfășoară în incintă. Și am adus o centrală de capacitate mare de 80 kW, cealaltă de 50 de kW și a fost relocată și urmează să facem o instalație, să construim o instalație de încălzire termică, să o reconstruim la dispensarul medical din comuna Polovragi, care este ale cărui cheltuieli se ocupă în continuare primăria Consiliului Local Polovragi. Vorbeați la începutul emisiunii de atragerea de fonduri pentru Căminul Cultural și Ansamblul Folcloric. Mai exact, ce să se facă? Căminul Cultural este într-o stare foarte bună. Este prin grija fostului primar, este un cămin modern, dar lipsesc dotările pentru că s-a făcut atunci pe buget local. Nu au fost bani suficienți decât pentru construcția în sine. Noi vom veni cu dotări și de mobilier, și de costume, dar și de instrumente muzicale. Intenționăm să susținem pe mai departe activitatea și chiar să o diversificăm cu ajutorul Dumnezeu. Și mă gândeam și la câteva modernizări, sisteme moderne de amplificare, dar și de redare video în incintele sălilor de spectacole. Comuna Polovragi este o comună plină de tradiții și de obiceiuri. În luna decembrie, la ce să ne așteptăm? Ce se organizează aici? În luna decembrie sunt manifestări multiple. Este luna colindelor și a cadourilor. La Căminul Cultural vor fi organizate sările de Crăciun, va fi organizat bal, dar și spectacol folcloric cu ansamblu folcloric și în care vor fi nelipsite dansurile, suitele de fluier, suitele de fluieraș cu băcițe, dar și colindele tradiționale românești.
De asemenea, vedem în limita bugetului dacă vom putea să mai aducem câțiva soliști vocali și instrumentiști consacrați care să bine dispună sau să aducă o oarecare stare de veselie în acele zile sărbătoare. Pentru că starea de veselie este în zilele de Crăciun, fiind o sărbătoare de familie și o sărbătoare a bucuriei. Vorbeați de buget. Cum stați cu bugetul? Care este starea financiară în acest moment la primărie? Știți, când ai puțin, încerci să te miști din puținul ăla și să cârpești. Facem cârpeli. Și am supus colegii de la contabilitate la tot felul de munci, în a regândi, a regândi, a reface. Le este foarte greu, știu asta, deci aș fi meschin să zic că nu apreciez munca tuturor. Dar am căutat de fiecare dată să găsim câte o soluție tehnico-juridică și economică posibilă și să ne acopere aceste priorități și aceste oportunități, pentru că, până la urmă, sunt niște oportunități de care trebuie să ne folosim. Aceste surse de finanțare care sunt deschise acum. Comuna Polovraj a fost afectată de inundații anul acesta, mai exact în vară. Care este situația acum? Spre surprinderea noastră, de fapt, nu numai noastră, întregii administrații publice locale, banii alocați au fost foarte puțini. La evaluare s-au tăiat puțin din ceea ce era nevoie, dar surprinderea a fost că guvernul ne-a alocat prin acum, în urmă cu 2 săptămâni de zile, a treia parte din sumele solicitate tuturor administrațiilor publice. Iarăși trebuie regândită prioritatea unde să intervenim cu acești bani, deși noi am făcut sau făcut intervenții încă de atunci, pentru că drumurile au fost rupte. Au trebuit să intervenim direct cu utilaje. Acum sunt podețe, sunt gospodării care nu au acces spre casă din drumurile publice. Podețele au fost distruse. Podețele au fost distruse. Și cu prioritate ne vom orienta spre aceste refaceri de terasamente și refacerea acestor podețe. Pentru că nu putem să intervenim peste tot, bugetul este limitat, dar vom căuta să găsim soluții cât mai economice ca să intervenim peste în locurile unde este reală, reală și prioritară nevoia. Câte podețe au fost afectate? 7 podețe au fost afectate de diferite mărimi, dar problema nu e numai podețelor, și întreg terasamentul și acostamentul, tot ce ține de jur împrejurul podețelor. La urmă, sunt 3 podețe, practic total izolate. Eroziunea solului acolo s-a dus la 3-4 metri adâncime. Deci a fost o rupere de nori cum rar vezi și, sincer vă spun, pe mine m-a șocat acea. Cred că odată la 50 de ani se întâmplă ceea ce a fost în luna iulie în satul Racovița. Da, și din păcate sumele de bani sunt insuficiente. Sunt insuficiente, dar căutăm să facem față și să beneficiem și de sprijinul celor firme care am căutat să ne rezemăm pe băieții din Polovraș, pe cetățenii comunei Polovraș, care au fost, le suntem recunoscători profund pentru felul în care au răspuns solicitărilor noastre. Toți cei care au deținut utilaje au răspuns apelurilor și s-a văzut, eu mă întorc chiar la vorba aceea, că unde scuipă un stat merge o moară. Deci s-a văzut că se poate când vrei să ajuți. În ceea ce privește cadastrul, domnule primar, care este situația la nivelul comunei Polovraj? Dumneavoastră ați reușit să găsiți o firmă care să facă acest cadastru? Da, am reușit să găsesc o firmă, e din Timiș, am apelat și la firmele care, da, cu persoane care sunt originare din Polovraj, până la urmă tot cineva din Polovraj mi-a găsit o firmă. Am semnat contractul cu dumnealor, dar n-au reușit să depună raportare la timp, să se închidă pe un sector, ceea ce a dus la rezilierea contractului și urmând să reluăm totul începând cu luna februarie. S-au făcut măsurători pe jumătate din sector, dumnealor sunt pe sector acum, continuă măsurătorile, pentru că vor să-l aibă închis sectorul respectiv pentru deschiderea noii sesiuni de. Deci vom relua începând cu luna februarie contractul și vom continua, vor mai fi încă 2 sectoare de măsurat și de intabulat. V-am întrebat puțin mai devreme de tradițiile și obiceiurile din luna decembrie. În luna decembrie avem anul acesta alegeri parlamentare. Ce așteptări aveți dumneavoastră ca și primar de la viitorii parlamentari?
de Gorj? Dacă e să privesc ca și persoană publică, ca și edil, cred că trebuie să se consulte direct cu primarii, cu secretarii, cu contabilii din UAT-uri, cu persoane care efectiv se implică în viața administrativă a unei localități, pentru că atunci când se fondează o lege, când se pune baza unei legi, trebuie să știi să o fundamentezi de acolo de jos. Legea este viabilă și este pragmatică în momentul în care ai informațiile de jos. Dacă informațiile nu se culeg de jos, nu se va face niciodată o legislație pertinentă și permisivă. Se va ajunge totuși la blocaje și la ocolișuri ale legii. Ținând cont de ceea ce este imperios nevoia aici jos, vor reuși să creioneze și să facă un stat mai bun și o societate mai corectă. Foarte multe legi trebuie schimbate. Unele sunt prea stufoase, altele se mai interpretează. Mă repet, dacă s-ar consulta foarte mult, nu numai online, să se facă și dezbateri publice, altfel s-ar percepe lucrurile, pentru că păsurile sunt total diferite de la localitate la localitate. Și de multe ori sunt și de la individ la individ. Mulțumim mult pentru toate aceste amănunte. Doamne ajută și să ne fie de bine. Doamne ajută, mulțumim încă o dată domnului primar al comunei Polovraj, domnul Gheorghe Epure. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Dialog Social. Eu sunt Daniela Capșa, vă mulțumim pentru atenție.